În ședința Consiliului Județean Călăraș din data de 24 martie s-a aflat pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 1.365 metri pătrați. Conform informațiilor furnizate în cadrul ședinței, terenul urma să fie alipit la DG306A pentru a continua lucrările de la drumul Siderca. Pentru a primi aprobarea, proiectul avea nevoie de 2/3 din numărul total de voturi, însă consilierii județeni din partea USR și PNL nu au votat. Aceștia și-au motivat decizia, invocând lipsa unor documente solicitate la proiectul de hotărâre. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren suprafață de 1.365 metri pătrați. Aviz favorabil cu discuții în plen. Da? Nu sunt amendament. Ascultăm. Suprafața aceasta nu este prinsă nici în proiect și nici în autorizația pe care ați primit-o de la Primăria Municipiului Călăraș. Ba da, face prin proiect, conform legii, prin dispoziție de șantier, va fi inclusă în proiectul de care vorbim. Prin dispoziție de șantier. Dacă nu e prinsă ca suprafață... Ascultați-mă, proiectul poate fi amendat prin dispoziție de șantier, da. Noi trebuie să cumpărăm acest teren pentru că acea, să spunem, denivelare sau curbă e destul de mare și trebuie să revenim să putem să facem un drum fluent pentru investiția pe care o avem. Noi am înțeles asta, dar în referatul de aprobare, semnatarii documentelor nu au studii de specialitate, n-am văzut niciun... Dar nu trebuie studii de specialitate, pentru că studiul care scolibriți dumneavoastră, o analiză pe care o faceți dumneavoastră, ea e certificată de către un proiectant care a făcut proiectul acelui drum. Ar fi trebuit să facă proiectantul cum referat sau către consilier? Nu, n-are calitate în fața dumneavoastră. Are fața executivului care trebuie să vină să completeze proiectul prin dispoziție de șantier și să facă NGS-ul, NR-ul care să vină să completeze acel drum. Da. Drumul are rol de a putea să facem acea porțiune cu patru benzi. Există un proprietar de teren, e vorba de Dan Dragnea, care ne-a dat adresă și ne-a dat acceptul că putem să cumpărăm acel drum pentru a putea să realizăm investiția Consiliului Județean. În speță, raportul de expertiză pe care l-a făcut la 10,5 euro pe metru pătrat, preț acceptat de către proprietarul de teren, e nevoie de o hotărâre de Consiliul Județean cu majoritatea voturilor 2/3, ca să putem să facem achiziția acelui teren, să trecem un patrimoniu Consiliului Județean, în speță la drumul județean. Da? Da, domnule Deculescu? Deci, în primul rând, trebuie modificată autorizația, nu, așa cum a zis colega noastră, pentru că dacă nu e pusă pe suprafața respectivă. Bun. La doilea rând, vreau să ne spună executivul primăriei dacă pe terenul pe care se construiește acest drum există litigiu. Niciun litigiu. La momentul ăsta. Avem la OCP în hârtie, nu e niciun drum. Nu este niciun litigiu. S-au retras toate litigiile, da. S-au retras. Deci exista un litigiu? S-au retras. Un litigiu, da? Pe care știi tu, dar nu cel mai există. Cel care l-a făcut, l-a retras. Ești tipioa. Nu știu. Da. Bine. Haideți, dacă mai sunt discuții pe tema prelorii acestui teren pentru întregirea suprafeței de teren ca să putem să construim drumul Siderca. Cine este pentru? Cine se abține? O neparticipare la mine. Două reparticipări? Domnul Echim și domnul Chiriță, neparticipare. Un vot, o abținere Popa. Și doamna Petru. Două, trei abțineri. Voturi, patru abțineri. Cinci abțineri cu Dinulescu. Voturi împotrivă? Unu, două, cinci. Cum argumentați, domnule Deculescu, votul ăsta împotriva față de călărășeni care își doresc acel drum? V-am explicat odată, da? Cum argumentați? Deci, în acest teren pe care se construiește, este în litigiu la ora actuală,
Dacă ne dați Cristi, iar a doua este pentru că nu aveți autorizație. Deci avem autorizație prin dispoziție de șantier să modifică, să preia autorizația. Să modifică autorizația prin dispoziție de șantier? Da, pe dispoziție de șantier. Da. Autorizație. Deci autorizația există. Există autorizația prin dispoziție de șantier venind cu suprafața de teren prin alipirea drumului existent. Și vă justificați în fața călărășenilor dumneavoastră spunând că nu e bine să putem să facem un drum care să funcționeze? USR-ul și PNL-ul votează împotriva dezvoltării județului Călăraș. USR-ul și PNL-ul sunt cei care vor să nu realizăm nimic în următorul 4 ani. Vă mulțumesc pentru votul împotrivă, dragilor colegi de la PNL și USR. La următoarea ședință, vreau să ne puneți în ședință documente, că nu e litigiu. Și atunci... Și vei vota? Da, noi votăm, da. Voi votați împotrivă la toate proiectele concilii. Puneți-ne la dispoziție tot ce v-am solicitat. Poate ne lămurim și atunci ne votăm. Să pierd timpul cu tine ca să votezi împotrivă, nu? Bine, vă coborâți un pic și la nivelul nostru de acolo de sus, că asta e, suntem și noi oameni, da? Deci atâta timp cât v-am solicitat niște documente și ne-ați dat niște argumentații din astea... Am văzut că nu înțelegeți nimic în toate ședințele, nu înțelegeți și prea trebuie să luați în seamă fără să înțelegeți că sunteți reprezentantul cetățenilor județului Călăraș. Dar nu prea înțelegeți. Sunteți împotriva tuturor proiectele ale Consiliului Județean. Continuați să votați împotrivă și nu sunteți de înțeles. Asta e singura explicație pe care trebuie să o dați cetățenilor. Noi n-am argumentat votul. Noi nu suntem împotriva. În următoarea ședință vă rugăm frumos să ne puneți la dispoziție ce v-am solicitat și noi vom... Ce să dacă autorizație de construcție de... Intrați în legislația legii 50 și o să vedeți că legea 50 prevede corectarea în timpul funcționării unui proiect unde există autorizație de construcție prin dispoziție de șantier. Și tot luați dumneavoastră, nu știți legea și veniți să ne curbați cu noi că nu știți legea. Învățați legea, documentați-vă și după aia veniți și spuneți niște întrebări care să fie de bun simț. Văd că intrați în diverse și că... Continuați, domnul secretar. Nu, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat. Proiectul numărul 5. Da, pentru că nu am întrunit numărul de voturi, două treimi din numărul de consilieri. Aveam nevoie de 20 de voturi pentru a putea să avem două treimi din numărul consilierilor județeni în funcție.